Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În acest weekend în mare secret, departe de ochii curioșilor, latifundiarul din Pipera și-a creștinat a doua nepoată, toată familia Becali a fost prezentă la Biserica Sfântul Spiridon din București, acolo unde mezina a fost creștinată și unde s-a realizat și o mică ședință foto, care să servească peste an drept amintiri de suflet. Gigi Becali și soția s-au ales să se asorteze prin ținute închise la culoare, în timp ce Teodora și Mihai au optat pentru ceva diferit. Proaspăta mămica a îmbrăcat o rochie albă, scurtă, simplă, dar care i-a venit perfect, optând pentru un machiaj discret și o coafură simplă, iar soțul ei a ales capata de culoare, a ținut-i să fie sacoul pe care l-a îmbrăcat și tot el a fost cel care, încă de la sosirea în curtea bisericii și până la plecare, nu s-a dezlipit de micuța creștinată, fiind mereu cu ea în brațe. Ulterior, după ce slujba religioasă a luat sfârșit, cu toții, de la mic la mare, au pornit către locul unde se dă acum o petrecere de pomină în cinstea celei de-a doua nepoate a lui Becali, acest moment extrem de important pentru Gigi Becali, căci se știe cât de credincios este. Vine la doar 2 ani de la aflarea veștii că fiica sa cea mare este însărcinată pentru prima dată, Teodora Becali și Mihai Mincu s-au căsătorit în anul 2019, iar un an mai târziu a venit pe lume prima moștenitoare a Imperiului deținut de Becali, Maria. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.